Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă propun să stăm puțin de vorbă, prieteni, la 0372069599 pe un subiect fierbinte și foarte controversat, observ. E vorba de o declarație a doamnei Turcan, ministrul muncii. Și sunt curios ce credeți despre asta. Eu știu ce cred eu și vă aștept să mă contraziceți pe mine. Vă zic așa. Deci, un cetățean din Slatina i s-a plâns Ralucăi Turcan, ministrul muncii, că în România nu se poate trăi cu salariul minim pe economie pe care l-avea dânsul, 1350 de lei. Iar ministrul i-a sugerat acestuia să-și caute un loc de muncă part-time. Adică să-și mai ia un job. Asta a spus Raluca Turcan. Moment în care a explodat internetul de indignare și despre asta vreau să vorbim. Eu zic că doamna Turcan are dreptate. Schimbați-mi părerea. 0372069599. Schimbați părerea. Lumea a acuzat-o pe doamna Turcan că e arogantă, că nu are empatie, că rostul ei ca ministru al muncii e să muncească pentru ca oamenii să câștige mai bine, nu să le spună oamenilor să muncească mai mult dacă vor bani mai mulți. Eu nu spun că e arogantă, eu spun că e la fel ca toți ceilalți politicieni în afara contactului cu realitatea. Bravo. Rupți. Și e foarte ușor să vorbești așa din cărți. Cât muncești, Mata? 8 ore. Păi și mai ați un serviciu, că uite cât timp liber ai, adică... Nu e vorba de timp liber, e vorba de salariu minim. Adică dacă trăiești doar din salariu minim. Adică, atenție, nu vorbim de cineva care e plătit cu salariu minim și mai ia bani la negru. Nu, da, asta nu este cazul. Cineva care are doar salariu minim. Cine ia doar salariu minim înseamnă că face o muncă necalificată. Corect. Care doar cu atât poate fi plătită. Și dacă aștepți să dea statul lege de mărire a salariului minim ca să intri cu el în clasa de mijloc, e ca și cum ai aștepta să câștigi bani peste rata inflației doar dacă îi ții în bancă. Ceea ce este o altă greșeală comună. Dacă ții bani în bancă, pierzi bani. Întotdeauna. Nu câștigi bani niciodată dacă îi ții în bancă. Bun, nu așa funcționează economia. Dacă primești doar salariul minim pentru munca pe care o faci, atunci trebuie să-ți îmbunătățești calificarea. Sau să mai înveți o meserie, sau să-ți mai iei o slujbă. Sau să ai cumva o idee de afacere excepțională. Dar dacă crezi că o să trăiești mai bine doar pentru că statul o să-ți mărească salariul minim, atunci mi-e teamă că o să aștepți mult și bine. 0372069599, arătați-mi că greșesc sau dimpotrivă. Dați-mi dreptate, opiniile voastre ne interesează. Hai să vedem ce ziceți despre situația asta. Ca să câștigi mai mult de salariu minim, ce e de făcut? George e deja pe fir, bună dimineața! Salut, George! Salut! Bună dimineața! Te rog, George! Nu te contrazic, sunt de acord. Ok. Și în sfârșit am avut prilejul să aud un ministru al muncii care a avut curajul să facă o declarație corectă. Da, de executat pentru asta. Am vrea și opinii critice la adresa doamnei Turcan. Bun, ăsta i-a fost primul telefon pozitiv. Dar de ce este atât de atacată în cazul ăsta? Păi nu, dar ideea e că... Lasă-l să spună. E atacată de cei cărora nu le place munca. Păi nu, dar haideți să facem... Sunt foarte mulți în România, în această țară, sunt foarte mulți care se mulțumesc cu acest venit minim. Asta-mă, că nu e o problemă. Ne-am descurcat noi și cu mai puțin de atât. Auzi, George, da, oricum ar fi... La un moment dat, sunt niște munci care sunt plătite cu salariu minim. Și oricât ar progresa unii oameni, locurile lor vor fi luate de alții. Adică întotdeauna va exista cineva care va fi plătit cu salariu minim. Foarte adevărat. Nu e posibil ca toată lumea să progreseze la niște joburi mai bune. Nu, țelul în viață nu cred că este să te plafonezi. Țelul în viață este să evoluezi și să crești. Corect. Mulțumesc foarte mult, George, pentru intervenție. Hai să vedem, putem rămâne mai multe telefoane. Andrei e și el cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Andrei, te ascultăm. Bună dimineața, băieți. Te rog. Nu sunt de acord cu voi. I-a sugerat doamnei ministru să încerce și dânsa să lucreze pe salariu minim, să lucreze peste program la privat și să-și ia două joburi. Și al doilea lucru, dacă omul și-a două joburi, când mai trăiește? Cine a făcut ziua de muncă de 8 ore nu cred că a fost prost, pentru că dacă se putea lucra 12 ore sau 15 ore sau 20 de ore, o făcea 20 de ore. Bravo. Păi s-a lucrat secole în România. Aș vrea să purtăm un dialog, dacă se poate. Ce salariu se câștigă în jurnalism? Că eu am auzit pe la TVR vreo 5-6 mii de euro pe lună. Dacă ai lucrat pe acest salariu,
pe 1400, uite, îmi fac eu un post de radio, te invit la mine, pe 1400, bonuri de masă, tichete de vacanță și faci două joburi. Să știi că în jurnalism, în jurnalism se câștigă începând de la salariul minim până la 10.000 de euro lunar. Nu, să-mi răspuns la întrebare. Vino care e întrebare? La 3 FM să lucrez pe 1400 de lei și bonuri. Păi și în momentul ăsta, eu nu vin, da, pentru că eu câștig deja foarte bine. Și vreau să spun că eu lucrez, am... Din 90 încoace am mai, minimum două joburi. Eu duminică lucrez, de exemplu. Înțelegi? Deci pe mine nu mă interesează să lucrez tot pe salariu minim. Pentru că am trecut de faza asta, dar... Toată lumea poate face muncile care sunt bine plătite. Și este nevoie și de oameni care fac muncile care sunt mai puțin plătite. Da, așa este. Da, așa este, dar dacă vrei să depășești faza de muncă minim plătită, atunci soluția nu e să aștepți să ți se dea mai mult. Soluția e să faci ceva ca să depășești faza asta. Eu am muncit gratis niște ani de zile, crede-mă, doar ca să învăț. Adică am coordonat ziare și am publicat ziare fără bani, pur și simplu ca să învăț cum se face. A fost o investiție în propriul meu viitor. În timp ce alți colegi spuneau, eu nu muncesc gratis, de vârsta mea. Ok, n-ai decât, e alegerea ta. Iar mai multe joburi, da, am avut întotdeauna mai multe joburi. Încă o dată, duminică muncesc, toată ziua. Hai să vorbim cu Horațiu. Bună dimineața! Bună, Horațiu! Neața! Salut! Nu știu de ce sunt victimizați indivizii care câștigă salariu minim. Nu sunt, să nu le spunem... merită munca lor, salariu minim. Da, așa atât este. Merită munca lor. Da, hai să nu fim, cum să spun, așa, să avem condescendență față de ei. Sunt oameni care... Pe unii nu-i ajuta nici viața și de aceea au salariu minim, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i disprețuim. Da, te ascult. Nu-i disprețuie nimeni. Atât merită munca lor. Eu sunt antreprenor, sunt în căutare de forță de muncă la ora actuală, sună fel și fel de indivizi care în primul rând mă întreabă, auzi, dar cât e salariu? Păi, omule, nu te-am... cum arăți, nu știu ce faci. Ce știi să faci, da. Nu discut salariul la telefon. Exact. Și la care indivizi închid. Păi, atunci eu de ce să am milă de unul care se complace să câștige 1350? Da, mulțumesc foarte mult. E criză de forță de muncă în România, în continuare. Dai cu tunul și nu găsești un zugrav bun, un instalator bun, un electrician bun. E atât de, cum să spun, învață o meserie de acest gen, că nu trebuie facultate. Trebuie să investești în propriul tău viitor și atunci o să ajungi să câștigi foarte bine. Sunt instalatori care câștigă, apropo de intervenția ascultătorului nostru mai devreme, mult mai mult ca marea majoritate a jurnaliștilor din țara asta. Ramona, bună dimineața, Ramona. Bună dimineața, bună Ramona. Bună dimineața, îmi pare bine că am intrat cu voi. Sunt foarte de acord cu ceea ce spune doamna ministru. Eu lucrez în subordinea ei într-o oarecare măsură. Am și jobul 2, vreau să zic că m-am apucat acum și de un doctorat cu care efectiv nu fac nimic în ideea că nici măcar reducere la transport în comun nu am, pentru că am mai mult de 26 de ani și muncesc foarte mult ca să pot să-mi achit ratele. Adică dacă vrei să faci ceva, trebuie să muncești. Asta este concluzia mea. Da, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cătălin e în direct, bună dimineața. Bună, Cătălin. Hold the line. Hold the line, ne-a pus în așteptare, nu-i nimic. E Laurențiu cu noi, bună dimineața. Salut, Laurențiu. Salut. Bună dimineața, Laurențiu, sunt din Slatina. Eu lucrez la o multinațională. Am îmbunătățit salariul, trebuie să stau și peste program. Dar ceea ce nu știe multă lume este că un an de zile am stat pe minimum pe economie, în condițiile în care făceam același lucru pe care îl făcea unul care era angajat de 10 ani, lua de 7-8 ori mai mult decât mine. Spuneați un pic mai devreme de instalatori care ajung să câștige mii de euro și aici în țară. Unde sunt acei instalatori? Păi, uite, interacționez eu cu unii în perioada asta. E suficient să te apuci să te renovezi un apartament, o proprietate, ceva de genul ăsta, să vezi ce prețuri sunt. Și cât de greu v-a fost să găsiți acei instalatori? Foarte greu mi-a fost să găsesc. Foarte greu. Și unde sunt plecați? Sunt plecați în vest. Sunt plecați în afară. Da. De ce sunt plecați în afară? Pentru că în România câștigau mai puțin. Pentru că atâta poate economia României. Nu suntem nici economia Italiei, nici a Spaniei, nici a Germaniei. Nu, aici greșiți. Și să vă contrazic. Am putea fi economia
Spania, putea fi economia Germania, putea fi economia oricărei țări, vreți dumneavoastră, dacă nu s-ar fura atât de mult de către acești oameni care sunt trimiși acolo să conducă cum trebuie, cu capul pe umeri. Nu să vină să facă declarații, cum au venit la Slatina, de-i spuneau acelei femei că să-și trimită copiii la muncă în afară dacă nu-i convine. Nu știu despre ce vorbiți. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră că am putea trăi mai bine dacă nu s-ar fura atât de mult. Aici suntem pe același plan. Eu spun că noi nu suntem acum o economie dezvoltată și de aceea veniturile în această țară și afacerile în sine nu au potența afacerilor din vest. Și de aceea mulți pleacă în vest. Dar instalatorii pe care i-am găsit eu acum sunt reveniți din Italia, unde au lucrat ani de zile, pentru că au descoperit că se pot câștiga bani buni și în anumite orașe din România, în București, în Cluj, în Timișoara, poate în Iași, nu peste tot. Dar oamenii lucrează aici acum. Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața, Ștefan! Alo? M-auziți? Da, da. Ștefan, te rog. Ar trebui să revenim la ideea că sunt mai multe românii într-o singură Românie. Nu trebuie să vă referiți doar la orașele mari. Și dacă acel om și-ar fi luat al doilea job, da? Și-ar fi luat o jumătate de normă, ar fi câștigat 2000 de lei. Cu 2000 de lei poți să trăiești în România? Depinde unde. În București e greu. În unele zone din România se poate trăi. Dar 2000 de lei, adevărat, sunt bani puțini în România cam oriunde. Așa e. Și în orașele mici sunt foarte puțini bani, pentru că o chirie, un apartament de două camere, 150 de euro minim, uh-huh, în orașele mici. Bun, în și atunci care e soluția? Să câștigi mai mulți bani? Ar trebui să vedem dacă vrem să fim într-adevăr o țară socialistă și atunci venitul minim garantat ar trebui să asigure un trai decent tuturor, sau dacă vrem să fim o țară cu economie de piață liberă 100%, cum este America, și atunci fiecare se descurcă cum poate. Ar trebui să stabilim mai întâi ce fel de țară vrem să fim. Soluția este să plătim foarte, foarte bine munca și să plătim valoarea adăugată și să producem valoarea adăugată, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față în România. Da. Pentru că dacă iei un geam și schimbi un geam termopan, geamul costă 700 de lei și manopera 150 de lei. Eu am descoperit că manopera poate fi foarte scumpă în ultima vreme la o grămadă de lucruri și, sigur, n-am spus-o eu, dar cred că este perfect adevărat. Socialismul merge foarte bine până se termină banii celorlalți. Gata? Ne oprim, păi cam cât ai vrea să vorbești. Mama, aș face o România în direct cu asta. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru... La 1 și un sfert, dacă vrei. Da, e în vacanță, că m-aș fi dus, da. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru opinie. Este un subiect foarte dificil și o dezbatere care ține de ani și ani de zile în România. Cel mai bine a spus-o ascultătorul nostru, care a zis așa, că în țara asta s-ar trăi mai bine dacă s-ar fura mai puțin. Și aș completa eu dacă am avea și politicieni cu mai multă viziune. Acum, aș vrea să înțelegeți că această intervenție de aici nu era cumva în apărarea doamnei Turcan, dar nu discutăm despre persoana respectivă, ci despre principiu. Poate să o spună oricine, oricum. Eu cred că principiul este corect. Dacă vrei să câștigi mai bine, trebuie să investești în tine însuți și așa să obții mai mulți bani, nu să întinzi mâna și să aștepți să-ți dea cineva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.